Costel, care a fost cea mai tristă zi din viața ta? Am vrut să scop porcii, dar erau scoși. Am băgat prin greaște. Mama a scos vaca și vecinul a scos porcii din godescă. Tata era plecat să ducă strugeni. Te-a durut că ați pierdut tot ce-ați muncit o vară? Dacă ar fi fost frățiorul ăla acolo cu foc, ce ai făcut? Vă l-am după ei. De ce? Te-am văzut foarte mult muncind, foarte, foarte, foarte mult. De ce muncești așa de mult? Îmi place. Vizionez să mă fac construit. Ai construit vreo ceva? Ce ai construit? Cu tata să aibă la oi, la stână. Ai câștigat vreodată vreun bănuț cu mâna ta? Și ce ai făcut cu bănuțul ăsta? Le-am dus în cap. Dar tot frații mei. Care e cea mai mare dorință ta? Trebuie în casă. Asta. Dacă ai putea tu să faci ceva, fără ca mama să știe așa o surpriză, ce surpriză ai făcut pentru mama? Trebuie în casă. Ai vrea să faci o căsuță? Da. Îți promit un moment acasă. O să ne stăduim să faci o casă, da? Ok? Da. Noi suntem aici ca să împlinim un vis. Nu putem singuri. Cunoaștem pe cineva care poate. Ăla nu sunt eu. Ăla e Dumnezeu, care împreună cu dumneavoastră va face ca visul la băiatul ăsta care muncește așa mult, la ceilalți frățiori lui, la o mamă care luptă din toate puterile ei să construiască ceva. Dumnezeu poate împlini visul ăsta. Fii alături de noi.